Am găsit oameni buni 100% decis un Laurențiu Botin. 5 personaje în jurnalele de 13, 14 și 17. Aventurile lor de o viață zugrăvite aici. Fiecare dintre aceste personaje are garantat dreptul la replică. Acum, când înregistrăm materialul în ziua difuzării și în emisiunea de sâmbătă seara de la ora 19, atunci când îi disecăm cu tandrețe. Silviu Predoiu a fost șeful spionilor României. Toate operațiunile secrete externe ale acoperiților au trecut pe la el. Acum e politician, politician la vedere, ca să păstrăm limbajul specific. Pentru că politician acoperit ar fi fost și înainte, dar îl cam strângea uniforma de militar. Și nu e orice fel de politician, ci unul din partidul lui, Victor Ponta. În 2014, Traian Băsescu spunea despre Ponta că a fost ofițer acoperit SIE. Acuzațiile n-au fost dovedite niciodată cu probe solide, dar acum, când Ponta l-are consilier personal fix pe fostul general SIE, parcă nu mai sunt simple atacuri politice. Silviu Predoiu a condus operativ Serviciul de Informații Externe din 18 noiembrie 2005 până pe 5 august 2018, atunci când Klaus Iohannis i-a semnat decretul de trecere în rezervă cu gradul de general cu 4 stele. Generalul Silviu Predoiu a terminat facultatea de geologie în 1984, apoi a lucrat timp de 3 ani la metale rare. De acolo a ajuns la Direcția de Informații Externe, unde s-a pregătit timp de 2 ani. A fost plasat sub acoperire la întreprinderea de comerț exterior Geomin. Apoi a fost trecut pe contraspionaj și trimis în Nigeria. Acum Silviu Predoiu este candidat pro-România la Camera Deputaților, alături de Victor Viorel Ponta, Gabriela Maria Podașcă și, evident, domn general. Deci fostul număr 2 din spionaj este numărul 3 la deputație din Pro-România. Am început colaborarea cu domnul Ponta în calitate de consilier personal al său în probleme de securitate și politică externă în noiembrie și decembrie 2018. Pe parcursul colaborării cu dumnealui, inevitabil am început să iau cunoștință și de modul în care funcționează Pro-România, despre problemele acestui partid, a explicat Silviu Predoiu pentru evenimentul zilei. Înainte să intre în politică, imediat după pensie, Silviu Predoiu s-a apucat de afaceri după modelul generalilor SRI Dumitru Dumbravă și Viorel Adrian Stan, dar și ex-ministrul tehnocrat de interne Petru Tobă. Adică a făcut consultanță. Jurnalul .ro a scris că Predoiu și-a matriculat acum 2 ani o firmă care oferă consultanță în comunicare și relații publice, pe care a adăpostit-o într-unul dintre apartamentele unei vile amplasate în imediata apropiere a Palatului Victoria. La aceeași adresă funcționează o firmă de lichidări cercetată de DICOT într-un dosar ce privește delapidarea stațiunii Băile Herculane, dar și compania patronată de un apropiat al familiei Cocoș și al fostului director al REAPPS, Georgian Surdu. Odată cu fondarea firmei de consultanță, Silviu Predoiu a devenit consilierul personal al fostului premier PSD Victor Ponta în domeniul securității naționale și al politicii externe. În 2018, firma a avut 22.000 de lei profit, iar în 2019 profitul a scăzut la jumătate. Profitul este unul oricum extrem de mic, probabil nici 10% din pensia de general. Firma nu apare în vreun contract pe bani publici. Aruncăm un ochi și pe declarația de avere pe care a depus-o în calitate de candidat. E completată de mână, iar scrisul este ilizibil, semn că nu prea le are cu tastatura. Și a trecut un teren intravilan de 1162 de metri pătrați, un apartament de 73 de metri pătrați și o vilă construită chiar de el de 115 metri pătrați. Are două mașini, una din 2016 și alta de colecție, fabricată în 1967. Îi plac ceasurile de colecție. Potrivit declarației, le-a autoevaluat la 7.000 de euro. În conturi, Predoiu are aproximativ 100.000 de euro, 30.000 de dolari și peste 150.000 de lei. Și trec la partea cea mai interesantă, să ne uităm împreună ce pensie are domn general de la spionaj. 17.000 de lei pe lună e suma care intră lui Predoiu de la stat. Evident, la asta se mai adaugă banii din consultanță și activități astea pe care le mai desfășoară ca depozitar al atâtora secrete. Domnul Predoiu nu ne-a răspuns încă la telefon. Sperăm să o facă de acum înainte.